Duminică 2 octombrie de la ora 19 va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava spectacolul Întoarcerea acasă de Matei Vișniec în regia Botonoghi. Acest spectacol a fost selectat la Festivalul Național de Teatru care se va desfășura în perioada 5-13 noiembrie la București. Întoarcerea acasă de Matei Vișniec este un spectacol despre război, despre morții patriei, dar și despre absurdul sacrificării inutile de vieți umane, realitatea crudă a zilelor pe care le trăim și care se derulează la câțiva pași de noi ar trebui să ne trezească din somnul indiferenței, măcar să ne punem întrebări, dacă altfel nu putem schimba mersul lucrurilor. Iar apoi să reflectăm la cum trebuie privită viața și moartea deopotrivă, precizează reprezentanții Teatrului Municipal Matei Vișniec. Din distribuția spectacolului fac parte Bogdana Murăriței, Răzvan Bănuț, Horia Butnaru, Cristina Florea, Diana Lazăr, Delu Lucaci, Alexandru Marin, Cătălin Ștefan Mândru și Clara Popadiuc. Biletele sunt puse în vânzare la caseria teatrului și online pe bilete.ro.